Deschidem Biblia la Galaten, capitolul 5, de la versetul 16. Citim tot contextul sau o parte din el, o mare parte din el, până la versetul 26, Galaten 5, cu 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pămândești căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, în de lungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri, nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firia pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Și acum cu toții că aveți glas suficient, încă nu aveți sesiune ca să fiți așa mai afectați și cu o prea mare frică de la versetul 22 toată roada Duhului o rostim cu toții cu voce tare practica asta la evanghelizare dacă văd o pereche de buze care nu citește repetăm, dacă mă și zic cine e na? ok că vă știu pe nume acolo în depărtare sau în deplasare nu știu numele dar să fim foarte atenți 3, 2 și roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga dar, bunătatea, facerea de bine, credincio și blândețea, înfrânarea poftelor. Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Acum pe fetele înțeleg că nu vorbesc prea tare ca să nu pară că cicălitoare, știți? Dar pe băieți, să aveți vână în voi. Da, glas puternic. Domnul să vă ajute. Și Domnul să ne ajute pe noi pe toți. Roada Duhului este continuarea lecțiunilor pe care le avem noi în acest studiu. Știu ce cred. Vedeți, există o problemă pe care o creează oamenii, nu creează Biblia. Problema pe care o creează oamenii este că unii spun așa, eu vreau roada. Eu vreau roada Duhului. N-am nevoie de darurile Duhului. Alții spun, mi-e suficient să am un dar supranatural, o să-l folosesc și mai văd eu dacă am caracter sau nu. Mai vedem asta. Mi se potrivește, nu mi se potrivește, asta e, da? Corect e în felul următor. Și darurile sunt ale Duhului și roada este a Duhului. Și dacă tu l-ai pe Duhul și lași să lucreze în tine, va alege să-ți dea un dar, pe care el decide să-ți aleagă să zilea, și va rodi în tine. Nu va alege să rodească. Aici trebuie să facem o subliniere. Roada Duhului este compactă. Vedeți, expresia roada Duhului nu e greșeală. Cineva îmi spunea recent dacă sunt mai multe și zice dragostea, bucuria, pace. De ce nu zice roadele Duhului? Pentru că roada e compactă. E compactă. E asemenea unui pom, da? Care are mai multe roade. Și toate duc în aceeași direcție. Nu ai dragoste doar și nu ai bunătate. Sau ai bunătate și nu ai pace. Nu există. Trebuie să le ai pe toate. Roada este a Duhului și când Duhul rodește în tine, atunci ești binecuvântat. Codul acela îl puteți scrie pe slido.do dacă aveți întrebări și e bine să scrieți din timp ca să organizăm cât mai bine timpul următor. Da? Deci roada Duhului este o obligativitate. Dacă nu ai dragoste, să știi că ai o problemă cu Duhul, cu Duhul Sfânt. De ce? Uitați-vă că Sfântul Apostol Pavel este foarte atent să spună așa. Ori ești cârmuit de Duhul, ori ești cârmuit de firea pământească. Nu există neutralitate spirituală. Da? Umblați cârmuiți de Duhul și imediat după aceea nu împliniți poftele firii pământești. Da? Apoi, Biblia zice că firea pământească, versetul 17, poftește împotriva Duhului și, nu numai firea pământească, și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face ce voiți sau tot ce voiți. De ce? Pentru că la un moment dat o să-ți dai seama că ceea ce vrei să faci tu e împotriva Duhului și Duhul Sfânt din tine care îl lasă să-ți guverneze viața, o să zic că nu fa asta pentru că e împotriva naturii mele. Nu e compatibil fapta asta cu natura mea, cu Duhul Sfânt. Este imposibil să faci asta. Este asta motivul pentru care un băiat botezat nu fumează. Da? Nu bea alcool. Nu intră într-un club. De ce? Nu pentru că îi zice pastru, vezi, nu mai merge, îi zice la cateze, nu? Nu, ci pentru că Duhul din el, Duhul Sfânt care a preluat controlul vieții lui, nu-i dă voie, nu-i permite să facă asta. Biblia zice așa, așa că nu puteți face tot ce voiți. Să vă iasă din cap ideea că faceți ce vreți. Hei, sunteți liberi, dar nu faceți ce vreți. Să ne înțelegem. Ori faci ce-ți spune firea pământească, ori faci ce zice Duhul Sfânt. Tu nu faci ce vrei, de ce? Pentru că dacă asculți de diavolul, împlinești poftele firii tale pământești și atunci firea pământească rodește în tine ceva. Ce rodește? Faptele firii pământești, care sunt cunoscute. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria. Atenție mare, știți că vrăjitoria este o faptă a firii pământești? Firea pământească din interiorul tău produce ideea că tu poți să activezi o lume ocultă, că tu poți să citești horoscopul, un pucăit adevărat nu citește horoscopul? Amin. Un pucăit adevărat nu știe dacă e mai leu, nu știu ce să existe, ce zodi, nu, ce, aberații astea, nu pot să-l numesc altfel. fel. Că zice câte un bărbat ita mai de 100 de kilograme, asta e puțin spus, dar cu mușchi, cu masă musculară, zice, eu o fecioară. Te auzi, mă? <gântu> -mă> Vezi că e... nu se poate, e incompatibilitate. Altul zice că nu știu ce e taur. Păi nu ești taur, că ești om. N-ai cum să fii. Deci asta e o lucrare ocultă, vrăjitoria este o lucrare satanică. Trecem mai departe și uitați-vă, vrăjbiile, certurile, dacă ești în scandal cu cineva, dacă ai un conflict cu cineva, să știi că asta nu e lucrarea Duhului, e lucrarea firii pământești, pământul din tine, firea ta pământească, partea ta negativă, răul din tine care este sădit și există acolo din naștere, prin codul tău genetic, prin ADN, dar vă vedea imediat, vrăjbiile, certurile, zavistiile, mâniile, te enervezi repede? Ai așa niște crize în program? Ești agresiv? Ești nervos? Repede sare țandăra? Repede dai cu, da, taci mă, nu știu ce, da? Înțelegeți? Te enervezi repede? Să știi că ești din firea pământească. Tu e o problemă. Tu e o problemă spirituală, nu o problemă fizică. Da, uitați-vă ce zice mai departe, dezbinările. Îți place când vezi că se înțeleg doi oameni bine să-i bagi discordie între ei? Îți place asta? Când observi că îi merg unor oameni lucrurile, le merg bine, din toate intri între ei, pac, arunci o bârfă. Vezi că asta e firea pământească, n-are nimic ca cu Duhul Sfânt. Și fii foarte atent, dacă ai un dar și te ocupi cu lucruri de astea, să știi că darul se cam retrage. Duhul Sfânt lucrează foarte fin. Nu o să intre în certurile tale, în dezbinările tale. Au venit la un moment dat niște oameni și au zis lui Iisus Hristos, împarte-ne terenurile, hai, fă, CF-uri pe terenurile noastre. Știi și ce zis Iisus? Eu n-am venit pentru asta. Eu am venit să vă împar cerul, nu pământul. Eu am venit să vă dau pe Duhul Sfânt. Eu lucrez cu alte dimensiuni. Nu cu lucrurile pământului. Da? Deci faptele firii, ca să ne înțelegem foarte bine, sunt într-o contradicție totală. Și aici sublinierea versetului 21 este înfiorătoare. Dacă te-ai închinat la idoli, dacă te-ai certat, dacă ești mânios, dacă ai parte de înțelegeri, binării pe care tu le produci și le alimentezi. Nu că cineva nu suportă ideea că sunt foarte înalt. Pare foarte rău. Nu o să am niciodată 1,80 m. Nici nu-mi trebuie. Dacă cineva nu suportă ideea că de ce m-am cu cămașa albastră, să fie sănătos. Ce să-i fac? Ați înțeles? Da? Deci nu că cineva are ceva împotriva mea ca identitate, că nu mă suportă ca persoană. Asta e problema lui sau problema ei. Dar dacă eu am generat un motiv i-am dat un prilej pentru care să aibă ceva împotriva mea, atunci eu am o problemă. Și ascultați ce zice versetul 21, vă spun mai dinainte cum am mai spus. Cei ce fac astfel de lucruri, dacă tu mor la noapte, dacă tu mor la noapte și ai practicile acestea în viața ta, pentru care nu se ai cum se spunea la început, să știi că nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Lupta e foarte puternică. Satan e pe urmele tale în fiecare zi pentru că vrea să te facă praf și vrea să te determine să mergi în iad. El face orice să te facă să mergi în iad. Din potrivă, zice versetul, așa începe, roada Duhului din potrivă. Uitați-vă care este varianta Duhului Sfânt. Ce plan are Duhul Sfânt cu tine? Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, roada Duhului este îndelungă răbdarea. Zice câte unul, Dumnezeu, nu mai poți să-L răbd. Păi, vezi că există în drumul de lungă răbdare. Nu mai rezist, ba din picior, nu mai pot, ba din pix, fac ceva. Nu pot, nu pot nici cum să, trebuie să mă mișc, nu suport. Vezi că ai o problemă cu răbdarea, pentru asta ia o zi de post. O să vezi cum lucrează răbdarea în tine. O să vrei să mânci până la ora 13 și Duhul Sfânt îți zice, mai stai, mai stai, mai stai. O să zici, până pune soarele, nu, mai stai un pic. Nu reușești cu o zi, mai ia una bunătatea, uitați-vă ce zice Biblia, bunătatea zice foarte clar cuvântul Domnului. Uitați-vă că există această realitate a prezenței Duhului Sfânt, facerea de bine. Ai trecut vreodată pe lângă un om fără să-i faci un bine? Astăzi am făcut un test la niște elevi, nu vă spun ce vârstă, că e mai bine, dar nu sunt liceni, sunt foarte mici sau mici. Știți ce mi-au zis copiii? Niște clase primare. Am văzut pe cineva care era sărac și aveam două semviciuri și al doilea nu-mi trebuia. Dar nu l-am dat pe al doilea. Vă dați seama ce sensibilitate are un copil din clasele primare? Și a dat seama că a putut să facă un bine și unul l-a făcut. Facerea de bine este roada Duhului. Dacă tu intenționat nu vrei să faci un bine, poți și nu vrei. Să știi că e o problemă cu modul în care lași pe Duhul să lucreze în viața ta. Există riscul să avem o predispoziție înspre lucrurile supranaturale ale Duhului și să renunțăm la lucrurile naturale ale Duhului, adică lucrurile obișnuite, aparent. Da? Să nu ne intereseze lucrurile de fiecare zi. Da? Să nu ne intereseze, de exemplu, blândețea. Cum e cu asta? Să fii blând înseamnă să fii uh, mototol? Adică împredicat așa, nu știi nimic ce faci? Nu, nu. Să fim blând nu înseamnă să fii un om fără opinie, dar când îți pui opinia, să o pui așa problema încât să nu jinești pe nimeni. Să n-ai intenție să-i faci rău cuiva. Credincioșie. Să fii credincios în toate planurile tale. De fiecare dată când i-ai promis ceva unui om, să te ții de asta. I-ai promis ceva lui Dumnezeu și nu te ținut? Să știi că Duhul n-a putut rodi în tine credincioșie. Te-ai promis lui Dumnezeu că îl urmezi toată viața, da? Te-ai botezat. Ci, dintr -o dată, și dintr-o dată satan a venit și ți-a spus ăștia sunt niște fanatici, n-are rost să merg la ei. le face. Au niște aberații sonore, tu ești tu mai inteligent un pic. Tu ești mult, de o clasă mult mai înaltă. Tu ai o sclipire, tu ai ajuns la nu știu ce olimpiadă, ai ajuns nu știu pe unde, ești foarte inteligentă. Te duc cu ăștia, mă, bine, mă. Ăștia tot de la mediul în jos. Și uite cum satan au reușit, prin diverse metode, să-ți viața și ți-a atacat credincioșia. Tu nu mai ești credincios legământului și credincioasă legământului pe care l-ai făcut cu Dumnezeu, nu cu oamenii. Plândețe, înfrânarea poftelor. Este oameni care mă roagă de o vreme să predic despre înfrânare. Și uite, că o din momentul. Înfrânarea poftelor. Mesajul ăsta, parte din el l-am mai ținut aici, la tineret, și uh, pentru că generațiile s-au schimbat și marea majoritate dintre voi nu l-ați auzit. Uh, trebuie din nou să le iau. Nu știu exact dacă o să pot lua toate roadele Duhului să le tratăm diferit, dar probabil două sau trei pe zi o să le luăm, dar astăzi doar despre înfrânarea poftelor. Terminologic înfrânare apare în Biblie de opt ori. Începe cu proverbe 5 cu 23. Ascultați ce zice Biblia. Va ajunge un om, dacă nu se înfrânează, să moară. Vă dați seama asta? Nu va muri pentru că accelerează prea tare într-un domeniu rău. Poate într-un domeniu aparent bun, aparent bun. Va muri din lipsă de înfrânare. Știți că sunt oameni care se înrocesc pentru că nu se pot înfrâna? Le vine să vorbească ceva. Le, le, vine, efectiv, creierul le generează o informație, mintea generează un gând care se verbalizează, dar el nu îl tratează. Stai un pic, dacă spun asta, poate că o jignesc pe persoana asta. Dacă spun asta, poate că e un atac la persoană, poate că uh, satana mă folosește cu cuvintele astea să submineze autoritatea cuiva. Se termină cu 2 Petru, capitolul 1, ultima apariție de cele 8 ori, termenul de înfrânare. Termenul de poftă apare de mult mai multe ori. Nu întotdeauna frâna e bună, acum nu a fost bună Știți? a fost de la baterie, nu de la cineva. Termenul de poftă apare de 121 de ori, începe cu genesa 18 cu 12 și e vorba de o poftă naturală, Sara zice, pentru că avea undeva la peste 90 de ani sau aproximativ în jur de 90, a zis la vârsta asta să mai am pofte, adică se referă la faptul că la vârsta asta poate să mai aibă relații intime care să se finalizeze cu nașterea unui copil, așa cum era promisiunea lui Dumnezeu despre Isaac, zice este imposibil și totuși uite că Dumnezeu a avut posibil că avea un plan se termină cu Iuda 1 cu 19 ascultați ce zice Duhul Sfânt despre oamenii aceștia oamenii aceștia sunt supuși poftelor firii și uitați-vă ce zice Biblia, care n-au Duhul Observați faptul că atunci când te supui poftelor firii pământești, Duhul se retrage, cum spuneam, Duhul, nu că n-ar putea să-ți controleze mintea, viața, activitățile, dar Duhul e foarte sensibil și foarte atent, nu forțează niciodată. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în forță, Duhul lui Dumnezeu lucrează într-o colaborare atentă cu deciziile tale. Îi dai acordul să lucreze? Lucrează. Vrei să folosească viața ta? vrei și crezi că te poate folosi într-un domeniu, printr-o lucrare anume, Duhul Sfânt o derulează. Dacă nu, nu se întâmpla. Uitați-vă, aș vrea să clasificăm un pic, o să fie uimitoare această realitate. Am numărat de câte ori apare pofta pe categorii, pe domenii, da? Uitați-vă că numărul unu e pofta proprietăților. Deci de 19 ori din 121, de 19 ori se vorbește în Biblie despre a pofti o proprietate sau un teren. Gândește-te bine, ai avut cel puțin atât un moment în care te-ai supărat pentru că altcineva are o mașină mai bună decât a ta? Ca sor, ai avut tendința să invidiezi o fată care a avut o haină mai frumoasă decât a ta? ca frate, ai avut tendința să spui, uite, de ce ăla moștenește terenul la care e 250.000 de euro și eu calit, n-am nimic. Mă însor și ce fac? Păi, în te și deci o să vezi. Domnul va purta de grijă. A zis Amin și n-am auzit? Amin. Au zis și surorile Amin, nu mă băieți. Da? Domnul va purta de grijă. De ce? De ce ajungi la nivelul în care invidiezi? Adică ajungi să zici, vreau terenul lui. Pentru că există riscul, vrând terenul lui sau o parte din terenul lui, să îl dai în tribunal, să câștigi terenul lui, dar să nu fie meritul tău. Și asta e păcat. E păcat. Să poftești terenul sau clădiri, proprietăți. Da? Să derulezi un fals în acte. Trebuie neapărat să construiești acolo și nu se poate. Și tu vrei neapărat. Și atunci găsești metode prin care învârți adevărul ca să ajungi să pui mâna pe acea proprietate sau să o construiești. Asta nu e corect, nu biblic. Vă amintiți de via lui Nabot? Vă amintiți? Păi Ahab avea toate teritoriile care existau, era un rege, dragilor, să nu era oricine. Ăsta era împăratul care avea proprietăți prin moștenie de la taică sau -so, pentru că a luat scaunul regal, el avea proprietăți mai mult decât oricine drept dovadă, avea un teren exact lângă via lui Nabot. tren de zarzavatori. Nu i-o convenit poziția, nu și nu i-o convenit și ce au zis? Nici o problemă. Eu poftesc via lui Nabot și pentru că sunt rege, nu mă interesează legislația în vigoare, adică pentru mine asta nu-i lege. E pentru alții legea, da? Pentru mine nu-i legea funcțională și mă supăr foarte tare. Pofta a generat în el răutate când Nabot a zis nu pot să-ți dau. De ce? Nu pentru că eu am ifose, nu pentru că am eu niște idei, pentru că asta e moștenire de la părinții mei și asta arată că sunt dintr-o seminție anume. Vreau să vă spun că terenurile în spațiul ebraic aveau o valoare foarte importantă, foarte importantă. Ce feurile uneori demonstrau dacă tu ești din seminția cu tare sau din alta. Spiția genealogică a lui Isus Hristos din Matei și din Luca, nu, niciuna dintre ele întâmplătoare, au un rol foarte important. Faptul că e fiul lui Cutare, asta arată că ajunge să fie din seminția lui Iuda. Foarte important. Pentru că Mesia trebuia să vină din seminția lui Iuda. CF-urile, da, cărțile funciare pe terenuri, demonstrau că au primit în zona aceea, pe vremea în care era Iosua cârmuitor, și s-a dat unei seminții teritoriu în zona aia. Nu se putea în altă parte. Dacă acolo s-a dat, înseamnă că din seminția aia, da? Și Nabot zice, e proprietatea, e dovada faptului că fac parte din acea seminție. Nu pot să fac ce vreau cu asta. Eu încarc legea dacă ție îți dau și îți uh, dau terenul. Caută ce teren vrei tu, ăsta nu poți să ți-l dau. Aha, v-a zis, nu mă interesează, este terenul pe care eu îl poftesc și fac orice. Am avut în ecuație o persoană interesantă, ca să nu-i zic altfel, și ce-o zis? Păi cum? Tu nu faci ce vrei. Lasă că rezolv. Uitați-vă, pentru că a poftit terenul lui Nabot, se înlănțuie păcat după păcat. Să știți că pofta proprietăților poate să-i pe oameni. Sunt oameni care își pierd mântuirea pentru terenuri. Sunt oameni care nu mai vin la biserică pentru că i-a cuprins această poftă. O poftă foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Angajează niște martori mincinoși care declară în fals, cu voce tare, că ei au fost martori oculari, când Nabot a culit pe Dumnezeul lui Israel. Nimic adevărat în ce spuneau ei. Pe baza doi martori mincinoși, cel puțin, e omorât cu pietre sfântul Nabot. Deci, rețineți, pofta terenului, da? pentru via lui Nabot, a generat în unor evenimente mincinoase, a unor mărtoimi mincinoase și apoi s-a terminat cu omorârea unui sfânt. Niciodată în viața ta să nu depășești nivelul în care îți dorești un lucru. Pentru că nu-i greșit să vezi un lucru care îți place, dar să nu treci limita încât să zici orice s-ar întâmpla vreau și va fi a meu. Când ai depășit limita corectitudinii, a principiilor biblice pentru un teren, pentru o clădire, pentru un apartament, pentru câțiva metri pătrați în plus, pentru nu știu ce posesiune pe care o ai tu sau vrei să o ai. Și faci orice să pui mâna pe terenul ăla, deja tu ai o problemă cu pofta. Și asta presupune păcat. În al doilea domeniu este pofta imorală sau sexuală a senzualității trupești, apare de 13 ori. Și asta face ravagii în toată lumea și în orice generație. A treia poftă este pofta alimentară, care apare de 10 ori, când dacă îți place ceva neapărat să mănânci, obligatoriu să mănânci, Aici fac o sublinere. Țineți minte ce vă spun acum și specialiștii în nutriție sau în medicină o să-mi dea dreptate. Nu întotdeauna când cineva are o anumită dimensiune corporală sau o masă, o greutate anume, înseamnă că și mănâncă mult. Da? Mai multor oameni le-am propus, dacă sunt dispuși, să facem un concurs de post. Da? Prin harul Domnului, nu în perioada asta, cum a recent, de aia vă spun, am postit de mai multe ori, trei zile și trei nopți, n-am mâncat nimic, n-am băut nimic, pentru că aveam niște cauze speciale legate de care putea să intervină doar Dumnezeu. Nu contează cât postez, nu despre asta vorbesc, ci vreau să vă spun faptul că niciodată n-ai voie să tragi o concluzie copilărească spunând: Uite, cu tare arată așa, înseamnă că mănâncă puțin. Pentru că poate că vei fi surprins sau surprinsă dacă stai vreodată la masă cu el sau cu ea, să se că este foarte siluet, da? e foarte slab fizic, nu spiritual, așa, și poate mănâncă de două, trei ori mai mult decât altcineva care are o altfel de masă musculară sau masă corporală, depinde. Da? Asta nu depinde de modul în care mănânci sau nu. Nu asta depinde, ci depinde de modul în care Dumnezeu a îngăduit să fie corpul tău și aici, legat de asta, vreau să fac o subliniere. Oricine e complexat pentru cum arată, Domnul să le libereze de acest complex și să fie mulțumit cum e, cum e, și să nu facă prea mari eforturi, prea mari eforturi, care să îl ducă într-o direcție periculoasă pentru ca să arate într-un fel la Eu cunosc persoane care au ajuns efectiv să vomite pentru că și-ar fi dorit să fie mult mai slabe. Știu bine ce zic, da? Și-au dat într-o boală, o, într-o boală gravă, pentru că și-au dorit neapărat cineva să zică despre ei, uite, areți bine, așa trebuie să areți. Nu există un șablon la modul în care trebuie să arate un om și niciodată nu avem dreptul să ne coordonăm mintea, viața și organismul după ceea ce editează mass media și trendul lumii. Da? Pentru că trendul lumii îți spune, trebuie să faci 3 ore de sală minim pe săptămână da? obligatoriu, și dacă se poate, mai mult, mai mult, mai mult, doar pentru că trebuie să areți bine. Și pentru că tu trebuie să te simți bine în trupul tău. Eu vă spun altceva. Noi trebuie să ne simțim răul din noi, să scoatem afară și să trăim cu Hristos. Asta e o altă mentalitate. Cineva spunea, eu fac sală pentru că vreau să mă simt important. Am înțeles, știu, E foarte adevărat ce zici. Dar să știi că nu tu trebuie să fii important. Important trebuie să fie Hristos. Dacă începi să muți focusul de pe voia lui Dumnezeu în viața ta, eu nu vă spun că e interzis să faci mișcare, că unii mi-au interpretat o secvență dintr-o predică și uh, mi-am dat seama ce afectată societatea. Dar chiar m-am bucurat pentru asta, vă spun sincer. M-am bucurat că mi-am dat seama până la ce nivel e afectată gândirea umană și la ce cote au ajuns oamenii să fie afectați. Pentru că trendul ăsta, le spuneam și altora, e ca și cum intri într-un tunel, ți se deschid niște geamuri din când în când și îți bagă informații care vor ei. Ei te controlează, tu nu mai gândești. Tu gândești și îți livrează ei. Tu nu mai ai gândirea ta proprie. Tu gândești după informațiile pe care ei ți le livrează. Tu nu mai ai creierul tău să raționeze, să decizi, să fii uneori împotriva valului. Care e problema că ești împotriva trendului? Foarte bine. Care e problema dacă tot Clujul zice despre un frate din biserica aceasta că el ar avea probleme spirituale și el n-are? El n-are nicio problemă spirituală. Până la urmă vor fi oameni care vor spune despre mulți dintre noi că suntem nebuni pentru Hristos. Știți că pentru mulți dintre voi există calificativul că aveți cumva pierderi de timp că veniți aici? Și că o grămadă din generația voastră spun că voi n-aveți ce face dacă veniți la biserică? Că ce rost are să fii la casa lui Dumnezeu? ce cu ăla mă să roagă dimineața? Să roagă seara? ce cu ăștia mă? Da, asta e mentalitatea în care se funcționează la ora actuală. Și la ora actuală, în primul rând, se taie din relația ta cu Dumnezeu. Nu-i deloc greșit să faci mișcare. Fă mișcare câtă vrei. Dar nu uita, mișcarea ta fizică nu are voie să-ți ia din timpul tău pentru mișcarea ta spirituală. Mișcarea ta fizică nu are voie să se fure pe Hristos. Dacă tu stai trei ore continuu și pierzi timp într-un fel anume sau din perspectiva ta îl câștigi că faci mușchi, dar Hristos nu mai e prezent acolo. Întotdeauna te interesează cum areți, ce zic oamenii despre tine, ce părere au despre imaginea ta fizică, fără să te interesezi de imaginea ta spirituală. Fără să-ți pese că lui Dumnezeu îi pasă de sufletul tău. Oameni buni, dragilor, voi trebuie să știți, societatea asta te valorifică câtă vreme are interes. Singurul care te valorifică atunci când oamenii nu mai dau nici doi bani pe tine e Hristos. Singurul care e interesat de sufletul tău și de veșnicia ta e Dumnezeu. Lumea asta are un interes, te poate folosi într-un domeniu anume pedalează pe tine, te laudă, te aclamă, te ridică în slăvi, pentru că mai apoi când vine altul pe potum, să nu mai fii tu, ai dispărut, ești prea în vârstă. Ai trecut de 25 de ani, de 30, de 40, nu mai ești compatibil. Pentru că lumea în care noi trăim are nevoie de tine câtă vreme poți să-i oferi ceea ce cere ea. Hristos zice, nu, eu o să fiu cu tine în cele mai grele momente. Când nimeni nu mai e lângă tine, eu sunt acolo. Când nimeni nu te mai aprobă pentru sinceritatea ta, pentru curăția ta, pentru loialitatea ta față de scriptură, față de rugăciune, față de voia lui Dumnezeu, eu rămân lângă tine. Când ajungi în șanț, când scrisoarea medicală e de factură terminală, eu sunt acolo. Eu nu vin pentru banii tăi, eu nu te caut pentru voturile tale, eu nu vin să smulg ceva de pe pielea ta, cum gândesc oamenii în lumea de azi. Hristos zice, eu vin pentru că te-am creat, pentru că te iubesc și te iubesc așa cum ești. Nu mai credeți ce zice lumea din jurul tău că tu trebuie să fii într-un fel anume. Pentru că nu cumva oamenii ăia din jurul tău care spun asta să ajungă să treacă prin traumele prin care treci tu pentru că asculți vocile altora. Tu trebuie să fii exact cum ești. Și nu uita, trebuie să-ți păstrezi curăția templul Duhului Sfânt a trupului tău. Trebuie să-l vadă toți. Acolo e compatibil cu închinarea, cu sfințenia, cu voia lui Dumnezeu. Nici pofta alimentară n-ai voie să pună control peste viața ta. Nici în domeniul acesta nu poți să zici, uite, dacă nu mănânc asta, mor. Nu se poate. Vă amintiți de unul dintre primii băieți din spațiul evrei care a zis, dacă nu mănânc o ciorbă de linte, mor? Vă amintiți? Ce zice? Este era solid? Nu mai conta. Pofta nu depinde de masa ta corporală. Poți să păcătuiești prin pofta alimentară fiind de 30 de kilograme, de 60, de 100, de 120, nu contează cât kilograme ai. Pofta poate să-ți genereze ție în creier o forță puternică care să fie ca o gheară care să apese pe viața ta și în momentul respectiv să nu mai poți să te controlezi. Știți ce a zis sau? La ce mai slujește dreptul de întâi născut? Dacă mor. Murea? Sigur nu murea. Și uitați-vă că pentru o mână de linte, cât e o ciorbă de linte la Iorzmol? 30 de lei? Nu, cineva e tot. 15 lei? Dați-mi un euro. Pentru între 3 și 5 euro. Păiatul ăsta și-a pierdut veșnicia. Pentru că a considerat că o ciorbă de linte pregătită bine cu un miros compatibil cu foamea lui e mai importantă ciorba aia decât dreptul la binecuvântare sau dreptul de întâi scot. Ai mare atenție. Nu gândi ușor, nu gândi ieftin, gândește matur. Pofta firii pământești apare de 11 ori în Biblie, apoi Eșo 34 cu 24, asta e pentru frustrații care au venit din diaspora și nu vor să mai stea în România, nu pentru că îi trimite Dumnezeu în diaspora, că nu vor ei. Uitați-vă, poftirea unei țări mai bune. Sunt oameni care spun, eu nu suport să mai stau în România. Păi, prietene, te rog revinoți. Tu e o problemă. Dacă toată viața ta compari viața din România cu o viață din diaspora și poftești cu o altă țară mai bună, tu păcătuiești. Știați asta? Uitați-vă, vei pofti o țară mai bună. Să scrie în Biblie. Mulțumește-te cu realitatea faptului că Dumnezeu te-a așezat într-o țară, că Dumnezeu are viitor pentru tine în țara asta și că dacă Dumnezeu îți va crea un drum binecuvântat într-o țară mai puțin prosperă decât cea pe care o visezi tu, se va vedea mai clar planul lui Dumnezeu, mai puternic se va arăta intervenția lui Dumnezeu, va fi mult mai vizibilă. De ce? Într-o țară săracă, sau spre săracă, Dumnezeu te poate face bogat dacă vrea. Slăviți să fie Domnul. Amin. Dacă vrea. Asta e planul lui Dumnezeu. Că dacă într-o țară bogată ești bogat, ești un om comun. Da? Cu bogații stai cu bogații. Dar într-o țară săracă ajungi un om binecuvântat și ajungi să dai și la alții, slăviți să fie Domnul. uitați vă că există o poftă periculoasă. Ioan 8 cu 44 e pofta de aminții. Ați avut pofta asta vreodată? Vă veni vreodat așa, parcă cuvinte, să ziceți, bă, este unii care și ei se cred când de minte. Ți-e frică, domnule, cum, cum de așezat așa lucrurile? El știe clar că minte și el atât de multe argumente aduce pentru minciuna lui, încât e foarte credibil, el, el se crede pe el. Se o poftă, o poftă foarte periculoasă. Oameni care mint cu lanză și n-au nici pic de emoție. Nu au remușcări pentru minciunile lor. Să bucură cum le-au ieșit minciunile. Ce bine le-au așezat. Ai grijă că mincinoșii merg direct în ea. Ai grijă. Pofta asta e una periculoasă. Uitați-vă că există posibilitatea să pricepi, inclusiv prin vestimentația pe care o ai, și evrei aveau o garderobă specială. Pe garderoba lor scrie așa, pofta este interzisă numărul 15 cu 39, partea C, pe garderoba ele, vrei le scriva ceva de genul. Exista, exista un ciucure, acum să ne înțelegem, nu erau brățelele astea cu ce ar face Iisus în locul tău, să ne înțelegem, da? Nu erau lanțuri, să n au nimic cu Hristos, da? Este oameni împăvățonați, ca sorcovele vin, nu știu, le place să aibă pe ei o grămadă. Eram, eram recent în fața unui copil care acolo în școala lui, avea cu el foarte multe lanțuri. Și a zis, mă, tu parcă ești, <hă> i-am zis, o categorie de oameni, dar nu o rătăsesc acum. Deci prea încărcat, mă, prietene, ce cu tine? Tu ai masă corporală, nu <hără> pentru că ai pe tine o grămadă de... Ar fi te bate vânt, ceva nu e în regulă cu tine. Știți cum lucrează Domnul și prin cine? Cu simplitate și prin oameni simpli. De ce ne complicăm viața? De ce nu vrem să fim onești cum suntem, naturali? Exact cum suntem noi. O grămadă de lucruri își pun oameni și după aceea zice, stați un pic că este un verset în numărul 15. Hai să ne înțelegem, da? Când veți avea ciucurile acesta, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului. Ca să le împliniți și să nu urmați unul categoric după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri. Nu no, spune mie, când își se uită unul la un lanț de aur sau de argint, îi spune Duhul Sfânt, nu pofti? Păi pentru că poftiți l-a pus ăla, nu? Îi place foarte mult. Că dacă îl întreb, de ce îl porți? Îmi place. De ce îți place? Că așa îmi place mie. Da? L-a poftit, l au văzut în vritină, l-a poftit, i au plăcut și l-a E pofta ochilor, nu vi se pare. Și Biblia zice, din contră, să nu te duci după pofta ochilor tăi, după pofta inimii tale. Vedeți? Există o compatibilitate între pofta din interior, inimă sau minte, pentru că termenii sunt interschimbabili în spațiul ebraic, inimă sau minte și ochi. Există o compatibilitate. Nu o să se ajungă lucrurile în minte dacă nu intră prin un sistem ochi și auzi, o să vedem imediat, da? Foarte important. A pofti, din punct de vedere biblic, înseamnă să ai o dorință puternică de a obține sau de a se întâmpla ceva utilizând metode, respectiv mijloace, nebiblice și chiar păcătoase. Că vrei neapărat să se întâmple ceva, dar nu te interesează niciodată metoda, calea prin care ajungi la locul acela. Și zici, chiar dacă aș păcătui, eu vreau lucrul ăla. Deja e o problemă. Există pofte ale firii tale vechi, de exemplu, pofta de țigară, aici intră țigară electronică, alcool, vin, țuică, da? tot felul de lucruri de genul ăsta, berea fără alcool, care E foarte clar împotriva scripturii, drogurile, imoralitatea, freventarea unui club, a balurilor, balbobocilor, banchete de la școli necreștine, freventarea unor localuri răufamate, asta vine exact din viața ta veche. Dacă ești în lumea veche, încă mai ai probleme cu asta. Adică, încă activezi pofta asta. Pentru că atunci când aprinzi o țigară, să nu spui tu mie cu aprins pentru că vrei să fii mai sfânt. Să nu spui tu mie că o aprins și înainte să o aprins n-ai avut o poftă. Hai că mi poftă de țigară. Sunt oameni care s-au despărțit de Cristos pentru că nu se pot lăsa de țigară, știți? Sunt oameni care nu se pot boteza, nu pot să se întoarcă la Dumnezeu. Radical și realmente. Și Dumnezeu îi urmărește cu privirea de o vreme. Și Dumnezeu le a vorbit. Și Dumnezeu le vorbește. Și Dumnezeu le zice, vezi că te mai aștept. Încă te mai aștept. Dumnezeu are metode în care vorbește în dragoste. Predica, E vorbirea lui Dumnezeu. Cântarea e vorbirea lui Dumnezeu. Faptul că ai mintea întreagă și poți să înțuiești vorbe în timp ce te rogi, asta e o vorbire a lui Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu. O poți folosi. E planul lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu. Ai grijă că vine un moment în care Dumnezeu pune mâna în pieptul vieții tale și zice, hei, oprește-te. Cu disperare, niște părinți m-au sunat ieri de 10 ori. Fiind la ore, n-am putut să le răspund. Mi-a scris un mesaj în disperare și a zis: Frate, pastor, m-a trimis pastorul cu tare la tine. Să vii, pentru că băiatul nostru e la terapie intensivă. Avea patru ani, băiatul. Ăsta. Cu greu m-a lăsat să pătrund doamna medic. Când a auzit că pastor, a făcut loc, a zis că se poate intra, pentru că băiatul ăsta era într-o fază terminală. Înainte să intru în terapie intensivă, am uitat în ochii tatălui și am zis așa, plătiți o factură. Ați ajuns aici cu băiatul dumneavoastră, care nu-i vinovat, pentru că dumneavoastră trăiți în păcat. A fost prea dur? A fost doar corect. Dumnezeu vă cere să vă puneți viața în îndială, să vă priți în orice păcat și Dumnezeu vă poate vindeca băiatul care nu mai are nicio șansă la medici. Am uitat în ochii soției lui și la fel le-am zis. Dumneata trebuie să-ți dai toate de peste tine, din interior mai întâi, apoi din exterior și dacă mai vrei să-l vezi în viață pe băiatul tău. Am intrat în salon. Acolo ca să intri trebuie să apeși un buton că nu poate să intri oricine, doar când se aprinde culoarea verde. Am uitat la băiatul ca mort. Era tot înconjurat de aparate. M-am uitat pe aparate și am văzut că existau niște semne că are probleme la multe dintre organe. Avea pansament pe frunte, peste tot și m-am gândit, ce trist. Ce trist e că trebuie să se plătească o factură să se trezească un om. Ce trist e că un om nu se poate lăsa de alcool ăla, nici cum, nu renunță nici cum la relația aia interzisă, la țigara aia, la răutatea aia, la jurătura aia. Și Dumnezeu e obligat și efectiv Dumnezeu e pus în situație. E ca un tată care își vede copilul care își întinde mâna pe o plintă încinsă în foc, arde, roșie, nu știe, cred că roșie e atractiv, e interesant. Băiatul pune mâna și taică să o, fără să vrea, îl prinde de glugă și îi prinde aici o lovitură, simte cum îl trage. Ce să-ți fac, copile? Mai bine arzi? Mai bine să arzi? Decât să simți o durere a unui fermoar, care te-a prins un pic. N-am ce să-ți fac. Ți-a spus -ți să nu mergi la focul ăla. Ți a spus. Ce nu te oprești? Aceste pofte, Biblia zice, trebuie omorâte. Cu ele n-ai voie să jonglezi, să joci. Nu poți juca la două capete, azi cu Hristos, mâine cu păcatul. Nu poți să fii cu Dumnezeu o seara asta și mâine iară cu păcatele tale. Iară cu nervii tăi, iară cu răutățile tale, iară cu mândria ta, iară cu ideile tale. Tu vrei să controlezi lumea, ești un simplu om. Știi că Dumnezeu oricând poate să-ți dea atât și a dispărut de pe planetă? La fel va te face și cu mine. De ce te crezi așa de tare și important și tu controlezi lumea și tu faci ce vrei? Să crezi tu. Firea pământească trebuie răstinită, spune unul Petru patru 3. Mădularele acestea ale păcatului trebuie omorâte. Nu te mira că tu ești ispitit când tu stai continuu lângă niște oameni care fumează. Nu înseamnă că ei locuiesc cu tine în familie. Dacă tu te-ai întors la Hristos, nu poți să te întorci dintr-o dată din casa aia, dar dacă tu stai continuu lângă niște oameni care presupun anturajul tău, anturajul tău înseamnă ce faci, ce nu e obligatoriu, ce faci din pasiune, din plăcere. Îți place să stai cu ei. De ce îți place să stai într-un mediu toxic în care continuu se pârfește? De ce continuu trimiți mesaje, răspunzi la mesaje calomniatoare? De ce îți place lucrul ăsta al firii pământești? scoate l afară din viața ta. Nu te mira că ești învins. De ce? poft are putere pentru că tu îi dai voie. Pentru că asupra vieții tale a început diavolul să aibă putere prin tine, prin deciziile tale personale. Există pofte care rămânesc pe cei care nu trăiesc în păcat. Aici e despre, despre asta vorbim noi. Aici se ridică o problemă. Te-ai debarasat de orice lucru rău, ai ieșit din lumea păcatului, te, re te, retragi din zona interzisă. Nu intri pe zona cu pericol, cum striga Duhul Sfânt la un moment dat, ai grijă, ai trecut de zona pericol, descrie pericol. Nu intra în pericol, prietene. Atât trebuie să-ți folosești mintea. Cum să mergi într-un loc periculos? Când scrie, atenție, de aici răspuns tu. Eram în Australia și în zona aborigenilor scria dacă, intri, dacă intri de aici e pe cum propriu. Crezi că am intrat? N-am intrat. Știu că e pericol. De ce să intru? Dacă m-ar fi trimis Duhul Sfânt să predic Evanghelia la ei, era altceva. Era o excepție, nu regulă. Cum acționează pofta în viața unui om? Vreau să-ți spun o veste tristă, indiferent cât de pucăit ai, să știi că în tine există o poftă. Indiferent câți ani de pucăință ai, indiferent cât de multă experiență ai cu Domnul, în tine, în codul tău genetic, în ADN-ul tău, în identitatea ta proprie există poftă. Cum se activează? Prin simțuri. Prin văz, prin miros, prin auz, prin ce atingi, prin ce cuști. Mai întâi pofta vine legată de o curiozitate. De ce? Nu știi cum e și atunci ești curios să vezi cum ar fi. Dar după ce ai trecut, cel puțin o dată să fii ispitit de pofta aceea și ai căzut, pradă pofte respective, începe să se activeze așa numita plăcere. Dar plăcerea asta e de o clipă, trece repede. Iacov 1, capitolul, versetele 14 și 15, sublinează faptul că nici unul când este ispitit, n-are voie să spună, eu sunt ispitit de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și El însuși nu poate fi ispitit să facă păcat. El e bine la superlativ, e sfânt, e măreț, slăvit să fie în numele Lui. Oricine când este ispitit, este atras. De cine? De pofta lui. Adică în configurația ta mentală, emoțională, psihică, fizică, în interiorul vieții tale există predispoziție, există capacitate, există carburant, dacă îmi primiți expresia, ca să poți să te conectezi cu ceea ce vezi în exterior, cu ceea ce auzi. Da? Și suntem nu te miri dacă asculti muzică infectă, că ești infect. Pare rău. Te-ai infectat de păcat. Muzica infectă infectează te duce într-o periculoasă. Ei, lucrurile din jurul nostru le așează diavolul ca într-o vitrină foarte atractivă. Toate par în regulă, toate sunt perfecte. Diavolul vine și spune, nicio problemă, comite păcatul ăsta că eu te asigur că o să șterg urmele. Și nu o să știe nimeni, nu o să ai nicio consecință și, din contră, o să poți să mergi mai departe la biserică și tu o să ai și plăcerea asta a păcatului, adică o să fii în două dimensiuni. Tu ești un pic mai inteligent decât alții. Diavolul zice, fii Fiind două vieți. Discută cu două identități. lasă și pe satana să îți provoace anumite pofte și ce o problemă că vii la biserică, îți cere tare și ok. Să crezi voi asta. Sau să o creadă cine crede asta. Nu se poate. Din afară vine asupra vieții tale o presiune ca o provocare. Biblia zice, este atras. Ce înseamnă să fii atras? Înseamnă să fii dus încet. Azi un pic, Satana te atrage milimetric, nu te duce dintr-o dată. Diavolul nu vine dintr-o dată să spună, mă omule, hai, dintr-o dată fă un păcat mare. Nu, diavolul vine în ce? Zice, prima dată, hai, lasă mă mai încet cu biserica. Ce, trebuie să mea neapărat la biserică? lasă mă mai încet pic cu Biblia. Nu o citi așa de mult din Biblie, lasă. Oricum știi foarte bine Biblia, tu deja știi când se începe un verset în biserică, tu-l cunoști, tu știi foarte bine informația. lasă mă mai încet, mai încet, încet. un pic îți spune, hai că nu-i chiar așa, uite, și ăla și-o permis și uite că în viață, nu a murit. Și diavolul prin diverse metode foarte atractive, fiecare cu vulnerabilitatea lui, adică în domeniul unde e cel mai slab, satana vine și îți aruncă momia, asemenea unui pește. Tu poți prinde pești dacă le trimiți bani, nici deci, într -un Este un simț, un miros. Peștele vine cu sens. Așa că pescarul specialist aruncă o momială și Acu îl ascunde. Nu se vede. Acum nu e vizibil. Dacă l-ar fi văzut peștele, din prima ar fi fugit. Așa că Acu e ascuns, se momială, Momit, provocat. Păcatul vine cam se ascunde, se așează pe culoarea compatibilă cu sfințenia. Diavolul vine îmbrăcat în haine albe, știți? Nu la botez, că nu-l primim, da? Nici nu vrea să se boteze, că se teme. Dar diavolul vine îmbrăcat în îngeri de lumină, îți vorbește teologic, terminologic, îți vorbește biblic, îți ia versete din Biblie, zice, uite, și l a făcut așa, uite, și la nuta din care s-a băgut vin. care e problema? Bea și tu, mă, prietene. Care -i? Și vine încet, încet, pofta, zice Biblia, Sfântul Iacov, pofta se conectează cu propunerea sau cu provocarea și acolo există o zămislire, există o unire atât de puternică ca și cum s-ar naște un copil pofta odată ce a zămislit, Biblia zice, deci stă mognește, mognește, asemenea un copilaj care este în abdomenul mamei 9 luni, și după ce mognește, ajunge momentul în care trebuie să se nască. Așa că apare păcatul. Păcatul nu vine dintr-o dată, s-a și-a Uneori stă nu 9 luni, 10 ani stă uneori. Și stă ascuns și ascuns și tu alimentezi și mai dai informații. Și tu mi dai informații. Și îl ții, și îl ascunzi, și îl ascunzi. Și odată ce a zămislit, deja e o problemă. Trebuie să intre ceva acolo care să-l omoare. Singurul care omoară păcatul e sângele lui Iisus Hristos. trimite l Doamne, peste fiecare dintre noi. Amin. Să vină Duhul lui Dumnezeu peste viața ta, să-ți arunce o săgeată care să înghită pofta aceea, să oprească păcatul din viața ta. Păcatul asta zămislit, spune Biblia, o comis, duce la moarte. Așa funcționează pofta. Când te super foarte mult pe satan și zici, satan, din cauza ta am ajuns aici, nu? Fii atent. Uite, du-te în oglindă și zi, din cauza ta am ajuns aici. Foarte mulți dau vina pe diavolul ca să se dezinvățească și să se disculpe față de problema lor personală. Dar cine a intrat pe strada aceea? Cine a dat click și enter? Satana a venit să te lichideze mâinile? Atât de demonizat ești? Hai să fim serioși. Există soluții sau situații în care ajungi să fii posedat, dar niciunul de ei nu este Tu ai dat clic. Tu ai zis, azi nu vin la biserică. Tu ai zis, azi nu citesc din Biblie. Tu ai zis, azi nu mai poți să te scoate pe săptămână, gata. Nu mă mai interesează. Tu ai zis, de ce? Există o provocare, dar provocarea ta s-a conectat cu aliatul din tine. De aceea a avut putere. Dacă era dușmanul tău, nu putea să facă nimic. Cum să-ți înfrânezi pofta? Părăsește orice loc unde se activează pofta. Există oameni care spun că atunci când au geamul deschis la mașină și trec pe lângă brutăria copilării lor, au tendința să frâneze. De ce? În nările lor intră un miros de pâine caldă atât de mult s-a bătătorit mintea lui și drumurile alea mentale cognitive, atât de mult s-au așezat și s-au asigurat încât el fără să vrea, pune frână n-ați avut niciodată senzația că n-ați vrut să faceți un lucru și v-ați trezit că sunteți pe drumul spre el încă nu l-ați comis nu l-ați da, realizat dar există pe... Nu vi s-a întâmplat niciodată, uh, nu știu cât de mult conduceți, dar mie mi se întâmplă uneori să ieși din parcare și să mă trezesc că mă duc înspre Prodeo sau înspre Betania, că cam egalitate există între... Așa? Și zic, stai un pic, că nu aici trebuie să mă duc. De ce? Există o predispoziție a creierului tău să se obișnuiască cu ceea ce faci de obicei. Așa că, dacă tu mergi într-un loc unde de obicei că te-ai împăcat, ai toate șansele să cazi din nou. găsește metode găsește-ți maniere, fă cum știi, nu îți spun eu cum că a dat Dumnezeu în zălepciune, cum să faci, dar părăsește acele locuri. Asigură-te că nu vei mai merge pe acolo. Nu vei mai fi în acea zonă. Doi, fii precaut cu amintirile tale. Fii foarte precaut cu amintirile tale. Și mai mult cu lucrurile din viața ta privată pe care nu le cunosc oamenii și care poate sunt lucruri păcătoase. Fii responsabil cu lucrurile din amintirile tale. Nu te juca cu un leu mic care să-l crești. Asta e amintirea păcatului. Nu-l hrăni. Nu-i da carburant. O să crească. Și într-o zi te va înhăța că nu te aștepți. Așa că legat de lucrurile tale amintiri păcătoase, întotdeauna spune Domnului, Doamne, știu că Tu m-ai iertat în numele Lui Isus, gând rău să pleci. Tu n-ai puterea asupra minții mele, pentru că eu mi-am predat viața Mântuitorului Iisus Hristos. Am o viață înnoită prin sângele Lui Iisus Hristos, așa că asupra vieții mele nu mai ai putere să mă controlez. Mai mult fi precaut cu pasiunile tale. Să știți că unii oameni din anumite pasiuni nepăcătoase au ajuns să fie dependenți de anumite păcate pentru că pasiunile acelea i-au putut conduce pe drumul păcatului. Eu mă tot întreb și îi întreb la conferințe pe tineri, că pe fete, sper că nu are sens să le întreb, de ce fac unii box? Zice unul, păi dacă îți atacă, așa vă zis unul la întâlnire. Un dacă o atacă cineva pe Alexandra, zice, bă, prietene, vezi ce vorbești. Asta nici măcar n-ai voie să vorbești, dar minte să se întâmple. Și l-am întrebat și dacă ar fi cu o armă asupra lui și m-ar ataca pe mine sau pe Alexandru că ar crezi că ar putea să fac ceva prin kickbox? Sau te mai întreb ceva, dacă crezi că tu te poți păzi singur, oare mai ai nevoie de puterea lui Dumnezeu, de protecția Domnului? Niște părinți își dau copii la kitbox, karate de ce faci karate? Hm? Un frate care s-a întors la Hristos a mărturisit după cinci ani de box, cinci ani de box, când vedea pe cineva care are ceva cu cineva pe mod nedrept, trebuia să se controleze să nu intervină. Pasiune. Primată din dorință de apărare. Nimeni nu zice... N-am auzit pe care zic că mă duc să fac box, să-i bat pe ăștia în parcare. Înțelegeți? Eu mă apăr. Totdeauna vine ideea de uh, lucru corect. Dar ai grijă că mergând acolo, într-un context ca acela, s-ar prea putea să ajungi într-un pericol. Și ce am dat un exemplu care probabil că nu vă privește pe cei mai mulți dintre voi, dar există pasiuni care pot fi transformate în păcate. Ai grijă. Fii precaut cu ele. Trei, perseverează în disciplinele spirituale. Să nu treacă o zi fără să te rogi. Uite, eu chiar îți doresc să n-ai somn. Le-am dorit. Și dacă nu credeți, să știți că se întâmplă. Treci o zi, te pui să te așezi în pat, să te să te ca șurub. Ș -ș, continu. Mă, nu pot dormi. Și nu te amintești că pastorul la mică leb. da, au zis că să n-ai somn. Și s-au împlinit. N-ai zis mine. E frică, nu? Ia pune-te și te roagă. Roagă-te. Pentru cine să te rogi? Roagă-te proactiv. Nu te ruga atunci când vezi că e prăpastia în fața ta, mai faci un pas și ești în abis. Roagă-te dinainte și zi, Doamne, eu nu știu pe ce drum ajung mâine, poi mâine, răspoi mâine. Nu știu ce om în taie care, ce se întâmplă, pun de acolo. Dacă un nebun e programat de satana să-mi taie calea și să mor la intersecție când trec pe verde cu mașina, dăm putere să-l văd din timp, să apăs pe frână, nu să-l înjur, Roagă-te! Roagă-te când vine ispita aia unde ești vulnerabil, unde ești vulnerabil, să ai capacitate să, să birui ispita. Sfântul Pavel zice, Domnul n-a îngăduit niciodată o ispită deasupra capacității tale, nu a fratelui tău, nu a surorii tale. De ce? Ca să poți răbda și după ce ai biruit ispita, să fii asemenea lui Hristos. Știți că Hristos a răbdat ispita până la capăt? Știți că au zis: dacă tu ești Cristosul Fiului Dumnezeu, ispite-era asta, ieși afară din cuie, smulge-te! Și vom crede în tine, bă, dar văd. Fi precaut. Citește. Meditează. Studiază Biblia. N-am curajul să te pun să ridici mâna câte versete ai citit azi. Nu la meseric. V-am spus că am un prieten care a citit Biblia acum, recent, în 2023, toată Biblia în 66 de zile. Știți ce mi-a zis el? Cartea și ziua. Nu contează că cine are 50 de capitole, bine zic? Nu contează că este are 66. Într-o zi am citit cartea Isaia. Citește Biblia. În Biblie există o forță extraordinară că în momentul în care tu citești Biblia, la nivelul minții tale se activează credința. Credința vine în auzirii. Când tu rostești cuvântul ăsta cu voce tare asupra vieții tale, indiferent ce atac, ce poftă vine, dacă tu citești sau citezi un cuvânt compatibil cu pofta ta, pofta invinsă în numele Lui Isus. Te atacă un duc de frică, vine panica în jurul tău, tremur tot de frică, simți că cineva a intrat în camera ta, ai o panică exagerată și nu mai poți să te ridici din poziția aceea, rămâi blocat, aia ca o anxietate, atac de panică. Rostește numele Lui Isus, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, să văd moartea cu ochii. Nu mă tem de niciun rău, căci tu, Domnule Iisuse, pastorule Isus. ești cu mine. Cu Dumnezeul meu, citează din Biblie și spune cu Dumnezeul meu, sar peste un zid înalt. Citează din Biblie. Biblia are o forță extraordinară. Când e citată, are putere să-l îndepărteze pe diavol. Vă amintiți cum a citat Isus Hristos când 40 de zile a fost ispitit în pustie? Și de fiecare dată a zis, este scris. Este scris. Fața cuvântului Satan, efectiv a tremurat. A intrat în panică și s-a îndepărtat. Cuvântul ăsta e ca un foc pentru diavolul. Larde. Nu-l citești? n-ai putere. Citezi, n-ai forță. Meditează asupra cuvântului. Îngrijorările vin când are loc în mintea ta o mutare a cuvântului într-o altă direcție. Când tu zici, Doamne, mă la păsările cerului și văd, ele nici nu seceră, nici nu trăieră, nici nu seamănă, nici nu strâng în grânare și totuși tatăl meu le hrănește. Păi nu o să-ți dea Dumnezeu ție mâncare după ce te, te Nu o să ai tot familie binecuvântată? nu o să ai tu îmbrăcăminte, haine de care ai nevoie. Dacă florile de pe câmp le îmbracă regele, Hristos, mai frumos decât a fost îmbrăcat în splendoarea lui, cel mai proeminent rege din spațiul Ebrei Solomon. Citează din cuvântul lui Dumnezeu. Amintește-ți de văduva săracă care nu mai avea decât puțin. Și omul lui Dumnezeu a zis, dă-mi mie mai întâi. Fă un act de credință. Aruncă-te în palmele regelui demonstrează că nu ești tu pe primul loc, ci omul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și așa vorbește Domnul Făina, nu se va împuțina și unde lemnul nu va scădea în vas. Până când va trimite Dumnezeu ploaie în țară și veți avea hrană din pământ, cum e normal. Postește biblic. Ai o problemă legată de care simți vulnerabilitate? Postește. Cât să postești? Până pleacă Duhul ăla. N-am vorbit cu David ce va da la îndemn, nici măcar n știu că va da la îndemn doar după ce l-am anunțat. Și uitați-vă că Duhul Sfânt a așezat lucrurile foarte bine. Există stări din care nu poți să ieși dacă nu postești. Poți să mergi până la muntele Atos, poți să dai mâna cu cine vrei tu din lumea asta, pastor, evanghelist, super evanghelist, tele -evanghelist, oricine vrei din lumea asta. Poți să faci milioane de lumânări aprinse și miliarde de părăstașe, nimic n-are impact dacă tu personal nu-ți activezi această armă spirituală a ta. E ta, nu e mea. Iată, e postul tău. Am preciat un frate care recent a zis dacă vreau să primesc un mesaj de la Duhul Sfânt ca să pot să-l predic în ziua de dinainte sau în ziua în care trebuie să predic trebuie să postesc. Altfel nu primesc un mesaj clar. Nu doar să lupți din perspectivă spirituală ca să învingi păcatul și să fii puternic deasupra poftei, ci să lupți ca să ajungi să atragi pe oameni spre Hristos să fie un magnet înspre care să vină oamenii. De ce? Acolo e Hristos. Acolo e lui Dumnezeu. Reventează biserica locală. Eu n-am glumit când am zis despre monitoare. Deci chiar n-am glumit. Am zis într-o formă mult mai șocantă decât să obișnuiesc oamenii, dar am fost foarte serios. Pentru că după pandemie unii oameni s-au obișnuit să stea acasă ca feluța lui Sfântă al tabu, schimbă ferestre. Nu-i convine, pac l închis, taci. Îi convine, iar îl pornește. Îl pune pământ, repornește, el controlează. Dumnezeu are în plan să-i vorbească ceva. Și nu, nu are la cine, pentru că sora respectivă stă frumos, lejeră, nu se concentrează la cuvânt, mai dă cât un telefon, mai... Nu-i normal. Dacă e sănătos și sănătos, trebuie să fie aici. Spuneam și altă dată, eu trebuie să simt cotul fratelui de lângă mine, să-l aud cum se roagă. Au fost momente când l-am atins, vreau să vreau și prin atingere a intrat o putere deosebită în mine. De ce Duhul Sfânt era puternic așezat peste acel om și Duhul Sfânt care era în el, efectiv, a venit și peste mine. Asemenea, două, la două lemne care se ating și focul trece dintr unul într altul. De ce? E puterea lui Dumnezeu. Frecventează biserica locală. Dacă tu stai acasă, marțea, joia, vinerea, duminică dimineața, seara, să știi că tu ai o problemă spirituală, tu ai o gravă problemă spirituală. Miliarde de oameni din pe planetă ar vrea să aibă o biserică. Unii se ascund în subteran, alții stau ascunși pentru că urmărește securitate din vremea lor. Eram în Miamar și acolo am înțeles că a fost război civil și predau vinerea o, o oră pe săptămână, predau acolo pe zoom și văd în ce atmosferă se află oamenii, stau în corturi. Nu sunt uh, oameni irresponsabili fără muncă. Muncesc de dimineața până seara pentru câteva mâini de orez. Au un salariu extraordinar de mic. Nemulțumiților din România, vă, vă, vă rog să faceți cu mine o vizită când plecăm în Myanmar. Să vă dau un pic de orez de acolo, bine? Și apoi o să vă treacă problemele, o să vă reveniți. Da? Ce condiții au ei și totuși merg la biserică, se adună, fac botezuri. N-au condiții ca noi, stau în locuri... Nu, nu pot să explic. Mulți dintre noi nici măcar n-am intrat într-o casă de aia unde ei se roagă. Pentru că, pentru ca să poți intra acolo, trebuie să urci pe niște trestii și pe sub tine trece apa, miros. nu interesant. Groaznic. Și trebuie să intre acolo la închinare, să te rogi. Și trebuie să-ți mai pese de confort. De, de, nu, nimic. Te interesează doar biserica locală. Și oamenii ăia se întorc la Hristos. Mi-am intrebat că a intrat un budist care a vrut să ne dea, dea înspre autoritățile de acolo și era întocmit să fie informator și Duhul Sfânt, în timp ce prezentam o lecție despre botezul cu Duhul Sfânt și despre lucrarea autentică, a zis, uitați-vă, dacă este cineva aici care are de gând să fie informator înspre securitatea din localitatea dumneavoastră, era undeva în Iangon, în Miamar, Duhul Sfânt îl poate atinge. ducătorul a vorbit în limba lui și parpatul a s desprins de la ultimul rând, stea pe niște scaune de plastic și a mers înspre pastorul Istrate și a mărturisit viața și a zis, eu vreau să primesc pe Hristos. Dumnezeu face minuni și azi. Dar nu-l pune pe Dumnezeu în situație să facă o minune când tu ești acasă. Că o să te doară. O să te consume minunea. Tu vină în condiții normale, pe picioarele tale, să nu te aducem altfel la biserică. Să nu trebuiască să-ți facem pe un șervețel o ungere când e greu și e dificil și când nu mai intră nimeni decât pastorul și stă maxim 5 minute în terapie intensivă. Nu te juca cu Dumnezeu. Perseverează în disciplinele spirituale. Fii plin de Duhul Sfânt cât duc să fie în tine, atât de mult încât să nu mai capă nimic firesc, nimic pământesc. Să te rogi întotdeauna, zi, Doamne, pune mai mult un de lemn în vasul meu, să fiu mai aproape de tine, Doamne, să aud mai clar vocea ta, Doamne, să pricep planurile tale, să mă duc într-un loc, să simt prin Duhul ce vrea diavolul să facă împotriva mea. Să am momente care să vreau să zic ceva și Duhul să zică, taci, că de aici este un conflict puternic și două, trei zile nu mai poți vorbi cu persoana, să taci și Duhul trebuie să fie ascultat. Ultimul lucru cu care închei. Promite lui Dumnezeu că te vei preda în brațele Lui, indiferent de consecințe. Aș vrea să stați ridicați. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Prezența lui Dumnezeu cu multă sinceritate. Nu te întreb dacă vreodată ai fost într-un domeniu în care pofta te-a Este Ce o întrebare retorică? Seamă că n-ai fi om obișnuit dacă n-ai avea nicio problemă cu pofta. Dar îți pun o altă problemă. Îți amintești că atunci când ai biruit, ai avut așa o bucurie, o pace. Efectiv, parcă din toate părțile, Duhul era în tine, era peste tine. Duhul lui Dumnezeu controla toată situația aceea negativă. Duhul lui Dumnezeu era în sufletul tău, avea o bucurie pe care nu o poți descrie cuvinte. Era puterea lui Dumnezeu. Să nivelul la care trebuie să fii și fiecare zi mai mult. Niciodată când vei fi biruitor și vei putea să-ți poftele, nu te vei mândri și nu vei spune, o, oh, ce tare am fost eu, nu. Întotdeauna vei spune ce puternic a fost Hristos. Cum mi-a arătat Domnul să mă opresc exact în fața acelei intersecții care mă ducea în abis. Cum m-a oprit Domnul când am fost să pun mâna pe clanța aia care mă ducea direct în fundul iadului. Și uite cum mi-a vorbit Domnul. Ce bun a fost Dumnezeu cu mine. Eu nu o să mai vin la biserică, spune Domnului, să văd pe cineva. Nu. Eu vreau să văd pe Dumnezeu în casa mea. Nu vine la biserică să te căsătorești bine, vine la biserică să trăiești bine cu Dumnezeu, să ai un caracter special și Dumnezeu va face o minune în casa ta. Dumnezeu va face o minune în sufletul tău. Dumnezeu ți va aduce ție ca fată pe băiatul care e pentru tine. Nu tot timpul să te uiți continuu, numai să vezi, să vezi, să vezi. Nu, 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 pentru că atunci prin pofta ochilor se poate activa altceva decât lucrarea Duhului Sfânt. Lasă pe Domnul să lucreze în viața ta. Spune-i Domnului, Doamne, nu mă lăsa să fac un pas fără de prezența ta, Doamne când mă aflu în fața unui ispite puternic, Doamne, dă capacitatea să-mi închid gura câtă vreme stă cel rău înaintea feței mele și înaintea gurii mele să spun o vorbă rea, Doamne, ajută-mă, dă putere să vin păcatul, ajută-mă, Doamne, întotdeauna să caut întotdeauna sfințenia, Doamne, ajută-mă ca întotdeauna să-L iubesc pe Hristos mai mult decât păcatul din viața mea. Nu mai vreau să-l dezonorez pe Domnul, nu mai vreau să las din nou ca din ochii lui să se scurgă lacrim că l-am dezarmat din nou prin faptele mele, l-am dezonorat prin atitudine mele, că așa de mult m-a iubit și așa de mult a investit în mine, m-a salvat din flăcările iadului și vrea să mă duc în rai. Nu-i mai spune Domnului, Doamne, eu sunt mai slab ca alții, eu sunt mai puțin importantă decât alte fete, eu n-am structura generațională a altora, eu nu sunt din neamul lui Cotar, eu am problemele astea acasă, nu mai zi despre problemele tale, spune Domnului, Doamne, fă un biruitor în numele Tău. Vă mă biruitoare, Doamne, ajută-mă să pot să mă înfrânesc poftre, Doamne, știu că Duhul vrea să rodească asta în mine, ajută-mă să las pe Duhul Sfânt, ajută-mă, Doamne, să las pe Duhul Sfânt și să nu mai fac ce vreau, să nu mai fac tot ce vreau, asta vreau eu să fac și așa voi face, nu, să spun Domnului, Doamne, mă predau înaintea Ta. E cineva aici care în timp ce toți aveți ochii închiși și spune Domnului, Doamne, mă predau cu promisiune că voi lupta cu toată puterea mea împotriva poftelor acestor care apar în dreptul ființei mele și te rog frumos cu toată sinceritatea pe care o am în sufletul meu, Ajută-mă, Doamne, când nu mai pot eu să intervii tu, Doamne. Sunt ai putere e cineva care face o promisiune ca asta cu mână ridicată în fața Lui Dumnezeu și spune, Domnului, Doamne, voi lupta, voi lupta, Doamne. Atunci când voi simți că satana e aproape de mine, voi lupta din nou, din nou și din nou, Doamne, voi face o promisiune, că atâta vreme cât am sănătate și am condiții necesare și pot să ajung la biserică, nu voi sta acasă să dorm, să fluier, să povestesc, să vizionez altele, novele, filme, să vă iasă din cap prostiile astea, jocuri, video, Hristos așteaptă mai mult de la noi, maturizați-vă numele Domnului și nu uitați că Hristos vrea să luptăm prin credință, să mărșăluim prin credință, să nu ne vedem doar meritele noastre și nouă să ne meargă bine, ci să aculegem oameni din șans, să fim mâna lui Isus Hristos care să-i libereze oameni. Hristos să lucreze prin viața noastră într-un mod supranatural, nu doar să-i spunem, Doamne, nu ne-ai dat asta, nu ne-ai făcut asta, nu merităm să te slujim, nu mai se merită să umblăm pe căile tale, ci să-i spui Domnului, Doamne, dacă rămân sărac și dacă nu sunt puternic, dacă n-am nimic din ceea ce-mi doresc, vreau să adun oameni spre Hristos. Adune-i pe tăi, roagă -te pentru părinții tăi, pentru copiii din jurul tău, frați mai mici, surori mai mici, mai mari. Să vină Dumnezeu în lucrare în casa ta, să intervină Dumnezeu supranatural. Când ai activitate spirituală, când te interesează lucrul Domnului, nu mai ai timp de poftă, nu mai ai timp de lucrurile acestea ale pământului, ești prea ocupat să-ți vreme vremea slabe. Aș vrea să intrăm în această rugăciune în care îi promitem Domnului că vrem să mărșăluim prin credință, vrem să mergem înainte și Domnul va fi cu noi. Ne rugăm cu toți.